Nici nu vreți să vă imaginați de cât timp încerc să filmez clipul acesta și mai exact de câte ore. Nu vă imaginați că am reușit să scot de aici, de prin un cutie, vreun produs, nici de cum. Ba, mi-așezam camera într-o parte, ring light-ul pica, se auzeau scârțâieli, bubuieli, elicoptere, ambulanțe și toate chestiile astea. Dar sper ca de data aceasta și această introducere să fie cu noroc. Salut, bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vorbim despre comanda Oriflame. Am plasat o comandă din campania, imediat vă spun că de obicei mă încurc, din campania 3, cred, și am zis să vă arăt ce produse mi-am cumpărat, pentru că am găsit un set foarte, foarte interesant. Uite, am aici lângă mine colețelul. Așa arată el. Nu sunt super multe produse. Cutia este mare pentru că am aici două seturi din parfumul acela Volare, Voler, habar nu am cum se pronunță. Am auzit numai lucruri, nu că bune, fascinante despre parfumul acela și am zis să cumpărăm, să vedem cum este. Am mai ieșit forfecuța lângă mine, v-ați obișnuit cu prezența ei în clipurile mele. Mă voi pune telefonul pe aici, pe undeva, să nu sune, să nu nimic. Și hai să vedem. Am cumpărat acest, imediat vă spun, gel pentru mâini și corp cu uleiuri esențiale. Ne arată foarte bine, de la Essence & Co. Cred că se pronunță. Am auzit despre produsele astea, la fel, lucruri foarte, foarte bune, păreri bune, cum că mirosurile sunt senzaționale. Ce-i drept, am cumpărat aici produse pe care le vom da și cadou de mărțișor, 8 martie, pentru că ne place așa să ne pregătim de cu ceva timp înainte, să nu fim luați prin surprindere. Știți și voi ce presupune? Noi în viețile noastre avem multe femei, aș putea spune, deși poate pare dubios, dar vrem să facem așa, să oferim câte o micuță atenție fiecăreia. Deci, avem săpunelul acesta, săpun, gel de duș, de mâini, de toate cele. Apoi, acest burete conjac, nu știu cum o să fie, l-a comandat mama lui Cristi, chiar vreau să o întreb. Sunt foarte curioasă de părerea ei. Eu nu știam că la Oriflame se găsește genul acesta de produs, așadar, dacă sunteți în căutarea unuia, îl puteți încerca pe acesta. Repet, nu știu dacă e bun sau rău, n-am auzit nimic despre el. Mai avem aici două antiperspirante din astea roll-on. Be the Legend, ăsta este pentru tatăl meu, iar acesta Signature pentru Cristi. Și hai să-l deschidem. Cât de bine miroase! Miroase foarte bine. Super. Dacă o să-i placă, probabil, adică există o posibilitate să cumpărăm și parfumul. Și hai să-l deschidem și pe ăsta doar să-l mirosim. Miroase bine. Doar că între ele există o mare diferență, parcă. Ăsta este mai, cum să spun, mai, acesta, în acesta parcă se simte o tentă fresh, ceva de genul ăsta. Ăsta e puțin mai puternic, parcă, zic și eu, habar n-am, așa mi s-a părut. Apoi, hai să scoatem, avem două seturi. Nu cred că a fost o idee bună să încep cu astea. Ok. Avem două seturi din astea, v-am spus, parfumelul acela Volare, Voler, nu știu cum se pronunță. Practic, setul avea un parfum și o cremă. Pe unul îl vom lăsa așa și celuilalt doar îi vom desprinde folia asta. Ia să vedem cum miroase. Din ce am mirosit eu acolo în catalog, mirosea foarte, foarte bine. Puțin cam prea floral, parcă, pentru gustul meu, dar vom vedea. Nu îl voi păstra eu, îl voi da cadou unei persoane foarte apropiate, de aceea am permis doar să îl miros. Uite, așa arată parfumul, sub forma unui trandafiraș. Fascinant arată, dar cum se deschide? Ah, gata. Mamă! Foarte, foarte bine miroase, deci asta e senzație pentru vară. Da, foarte bine miroase, îmi place. Chiar îmi place. Și aici avem body lotion-ul. Nu știu cât de bine vedeți voi astăzi, pentru că deși afară e soare,
nu prea am lumină, adică n-am lumină naturală deloc. Și a trebuit să îmi pun ring light-ul. Și nu mai pot să pun asta la loc? Ba da, gata. Hai că am terminat cu foșnitul. Hai să vedem ce mai scoatem din cutiuță. Am cumpărat creme de mâini și erau două, da, uite, două. V-am zis, eu nu am, doar am tăiat eticheta aceea, dar n-am umblat în colet, nici nu mai știu ce am comandat. Așa, avem două creme de mâini, preferatele mele, știți, una pentru mine, una pentru mama. Ador pur și simplu crema asta de mâini, v-am vorbit, cred că v-am înnebunit, dar dacă voi face un clip cu produse favorite din anul 2021, cu siguranță produsul ăsta va intra acolo, pentru că mi se pare senzațional. Are 150 de ml aceasta pe care am cumpărat-o, o găsiți și în variantă de 50 sau 75 pat. Avem acest set, foarte interesant s-a apărut. Uite așa, Magic Garden. Avem aici un săpun care are o formă de floricică parcă, gelul acesta de duș care are un ambalaj senzațional și crema pentru mâini. Ei bine, eu mi-am cumpărat gelul acesta din, am plasat o a doua comandă, cred că v-am spus într-un daily vlog, din campania numărul 2 și în pachetul de, sau în kitul de lansare, setul de lansare, I don't know, venea și gelul acesta de duș. Ei bine, l-am folosit recent și pot să vă spun că miroase foarte bine, dar în momentul în care este în ambalaj, atunci când îl pun pe piele, parcă se evaporă mirosul, nu mai simt absolut nimic. Lui Cristi îi place pentru că nu face foarte multă spumă. Eu sunt invers, ador gelurile de duș și tocmai de-aia folosesc și spumant de baie pe post de gel de duș. Pentru că îmi place să simt acolo foarte mult clăbuc. Deci nu știu ce să vă spun, depinde ce preferați voi la produse de genul acesta. Așa, mai avem aici, imediat să le scot, trei chestii din astea sub formă de baton. Aici avem un rujuleț. Este acela pe care îl ador eu, preferatul meu. Vi l-am arătat. Nuanța Shimmering... Imediat vă spun. Shimmering Blush este nuanța. Foarte, foarte frumos. Nu o să-l deschid pentru că este pentru cadou. Și mai avem aici un lip pop, scrie. Și este într-o nuanță roșie, un balsam de buze din ce am citit eu acolo, era foarte recomandat din gama Colorbox. Cred și este în nuanța Red Snap. Da, foarte interesant. Așa. Apoi, mai avem batonul acesta pentru oily skin cu tea tree și lime. Este acela pentru corectarea imperfecțiunilor. Știți că eu am unul. Sper să vedeți acolo. Eu am unul de la Avon, doar că ar cam trebui să-l arunc pentru că l-am de vreo 10 ani. Nu mai știu de când l-am, dar de foarte mult timp. Acesta și l-a comandat, pe acesta și l-a comandat mama lui Cristi. Aștept să-mi spună părerea despre el și cu siguranță îl voi cumpăra și eu. Uite cam așa arată. Este practic ca un ruj verde. Sunt convinsă că știți. Miroase a argilă. Da, sper să fie ok, este din gama aceea Love Nature și a costat foarte puțin, o să ne uităm în catalog și vă spun. Apoi, mai avem aici o cremă din, cred că gama se numește Optimals și avem aici Even Out. Este aceea pentru seară cu ceva pentru luminozitate sau ceva de genul ăsta, îmi permit să o deschid. Așa, arată foarte drăguț cremele astea. Să știți că am folosit-o și eu pe aceea pentru tenul gras. Doar că mi se pare că mă cam ustură ochii. Nu știu dacă așa ar trebui. Nu am aplicat-o deloc în zona ochilor, evident, nici măcar puțin pe cearcăn. Nu știu, o vom mai folosi și vă spun. A, este sigilată, cum de altfel vin toate cremele astea de la Oriflame. Imediat, că mai avem aici, mai avem chestii, să știți. Oh, asta e crema de ochi, da. Avem aici două creme de ochi. Sper, repet, să vedeți și voi ceva acolo, chiar sper. Din ce? Cred că gama e Royal Velvet. Și avem aici o cremă pentru fermitate, pentru conturul ochilor, cu iris negru, cred.
Era la reducere, la ofertă, ceva cremușoara asta și costa doar 10 lei la achiziționarea unui alt produs, parcă din catalog, ceva de genul ăsta. Vedeți că am avut o comandă destul de măricică și am cumpărat două. Pentru că, na, prețul ei întreg era de 35 de lei, parcă, dar cu această ofertă, fiecare 10 lei. Fantastic! Una este a mea, v-am zis, una pentru mama. Ia să vedem că sunt foarte... Deși am 1000 de creme de ochi, știți, pasiunea mea pentru îngrijirea din zonei ochilor, dar am zis că una nu strică, cu siguranță nu strică. Ia să vă scrie ceva pe aici. Cred că la unboxing-uri ar trebui să-mi pun și ochelarii. Să vă citesc ceva de pe aici, pentru că vă dați seama că nu văd absolut nimic. Știți că eu am ochelari de vedere. Da, probabil scrie. Se putea să nu fiu nevoită să răspund la telefon niciodată. Știți că în toate clipurile mele trebuie să-mi sune telefonul și să și răspund, pentru că, na, apelul e important. Vorbeam de crema asta. Are 15 ml, foarte simpluț așa, adică nu are nimic extraordinar. Mă așteptam să aibă în vârf acel... metalul acela rece, dar sincer nu îmi place modul acela de aplicare, îl prefer pe ăsta. Uite, cam așa. Miroase ceva? Ia să pun foarte puțin aici să vedem. Mi se pare hidratantă, să știți. Nu miroase a absolut nimic, ba din contră, mi se pare că miroase a balsam de gălbenele, a unguiene de gălbenele. Foarte tare, interesant, cu siguranță o să îmi placă, o testez la fel și vă spun. V-am dat foarte multe recomandări despre cremele de ochi pentru că îmi plac și pentru că am nevoie. Mai avem aici un ruj din gama Giordani Gold cu SPF 15. Este pentru mama lui Cristi, așadar îl vom deschide. Sunt foarte curioasă de nuanță. Eu voiam să-mi comand un ruj, doar că nuanța mi se părea puțin cam aiurea. Am căutat swatch-uri pe internet și am găsit complet, o culoare complet, complet diferită față de ce vedeam eu acolo, în imaginile acelea de sub ruj. Foarte fancy arată ăsta. Uite, cam așa, auriu. Ce drăguț! Un maroniu, voi acolo îl vedeți cu o tentă portocalie, dar să știți că nu. Un maroniu ciocolatiu, care miroase foarte, foarte bine. Foarte bine. Cafe caramel, parcă... Nu mai știu. Da. Aceasta este nuanța. La fel, a avut și el o reducere de vreo... Nu mai știu, a costat 36 de lei, parcă ceva de genul acesta, dar v-am spus. O să ne uităm imediat pe catalog. Ce drăguț arată asta! Tot mama lui Cristi a cumpărat-o. Este practic acea cutiuță în care se găsesc 3 tender care-uri. Da, așa cineva le spunea, cutiuță cu minuni, parcă, nu știu, sunt străină de chestiile astea, dar cu siguranță le voi învăța pentru că o să mai plasez comenzi Oriflame pentru că îmi plac produsele și ofertele foarte mult. Deci, practic, în această cutiuță se găsesc 3 tender care-uri cu acela original, cu rodie și cu trandafir. Imediat o să vă aduc eu să vă arăt pentru că le-am comandat în campania numărul 2, în cea de-a doua comandă și să vi le arăt în cazul în care nu știți cum sunt, dar mă îndoiesc. Mai avem aici un săpun. Este un săpun exfoliant pentru bărbați. Am auzit că produsele astea din gama aceasta cu portocaliu miros foarte, foarte mișto și am de gând să îl deschid. Oh, da! Vai, deci nu cred! Deci, nu știu ce să vă spun că miroase. Uite, săpunul e, mă rog, săpun normal. Un săpun portocaliu. Foarte, foarte bine miroase. Mamă, super, super bine miroase. Îl punem aici la loc. Așa, mai avem aici un parfum. Nu îl voi desface pe acesta. Este acela... Joice, Jose, nu știu cum se pronunță, acela cu verde, foarte drăguț, la fel, a avut și el o reducere destul, destul de mare. Ce mai avem aici? Pentru
da, pentru a reduce taxa aceea de manipulare sau de transport, parcă nu, pentru a reduce toate taxele, de fapt pentru a înlocui taxele de transport și toate cele incluse, puteam să comand setul cu 3 creme, dar l-am comandat deja. Bine, crema sub un alt ambalaj în campania trecută și n-avea rost ce să fac cu atâtea creme, chiar nu am ce să fac cu ele, pe acelea le-am comandat pentru cadou. Dar am comandat acest, imediat vă spun ce este, este un bubble bath. Bine, eu îl voi folosi pe post de gel de duș, v-am mai spus treaba asta și am mai plătit taxa de transport încă 6 lei. Ia să vedem. Oh my god! Deci ăsta, mirosul acesta, să știți, este din gama aceea festiv, dar mie nu mi se pare deloc că... M-am și murdărit. Nu mi se pare că miroase festiv, ci din contră, miroase a vară. Mamă, ce îmi place! Și fiind un bubble bath, presupun că o să facă foarte multă spumă. Bun. Așa, mai am, să știți, mai am. Așa. Avem aici un... Este un creion de ochi, da, credeam că le confund. Un creion de ochi în nuanța... Este acela retractabil. Care o fi nuanța? Skyline Blue? Cred că este din gama The One, un creion retractabil pentru ochi, v-am spus. Într-un albastru sclipicios, ceva foarte, foarte drăguț, nu-l deschid pe acesta. Iar eu... Am văzut că era o ofertă, toate aceste trei produse, mascara, produsul meu preferat pentru gene, un creion negru retractabil și un concealer, toate costau 30 de lei. Cu reducerea pe care o am eu pentru consultant, credeți-mă că am luat produsele astea foarte, la un preț foarte, foarte bun, așa. Și da, o să mă bucur de ele. Nu voi deschide acest mascara pentru că mai am foarte puțin în acela. Și pe urmă l-am pe cel din gama Giordani Gold, de la fel mi l-am comandat în campania, vă nu ați văzut unboxing-ul de la a doua comandă din campania 2 și l-am comandat atunci. Deci nu îl voi deschide, dar este al meu. Apoi, creionul acesta negru retractabil are aceeași consistență, presupun, ca cel de dinainte. Și hai să îi facem un swatch aici. Foarte pigmentat. Vedeți și voi acolo, nici măcar n-am apăsat și se vede foarte frumos. Și mai avem aici un concealer de care sunt foarte curioasă. Everlasting Precision Concealer din gama The One, iar eu îl am în nuanța Light Nude. Nu aveam posibilitatea de a-mi alege nuanța, dar presupun că ar trebui să fie o nuanță deschisă. Da, este o nuanță deschisă. Puțin cam portocalie. Uite așa, nu cred că vedeți voi acolo mare lucru. Chiar sunt foarte curioasă. El pare un concealer cu o consistență destul de greuță. Așadar ar trebui să aibă o acoperire mare. Deci ar fi perfect. O să-l testez și la fel. Revin cu păreri. Iar pentru 7 lei am primit acest set din gama Milk & Honey și credeți-mă, chiar voiam să-mi comand crema aceasta de corp înainte să mă uit în coș. Erau deja adăugate aceste două produse, doar 7 lei pentru că am avut o comandă mai mare, cred, în campania trecută. Habar n-am cum se primesc produsele astea, dar voi îmi spuneți de fiecare dată foarte multe informații despre Oriflame, comenzi, produse și mulțumesc! Avem aici, așadar, această cremă din gama Milk & Honey Gold, Nourishing Hand and Body Cream, are 250 de ml și hai să vedem cum miroase, că nu mai pot. Am auzit. Toată lumea spune că produsele astea sunt senzaționale și că miros fabulos. Și chiar așa e, ce să vedeți. Foarte bine. Are cremuța asta un miros așa de vară, parcă. Wow, și e foarte lejeră, nu este grasă absolut deloc. Doamne, cât de bine miroase. Miroase a lenor, parcă. Uite, nu știu dacă vedeți voi, dar degetele nu mi-au rămas deloc lipicioase. Foarte mult îmi place crema asta. Deși eu mai am pe aceea de la Nivea și pe cea de la Dove.
pentru toți spun, le folosesc la vară, le folosesc la vară, după plajă. O să încep prima oară cu aceasta pentru vară, atunci când o voi folosi. Și mai avem aici scrubul, este un scrub cu zahăr, are 200 de mililitri și ce să vă mai spun despre el? Nu vă mai spun nimic, hai să vedem cum miroase, are aici un sigiliu. Ia să vedem. Dar parcă nu seamănă mirosurile. Oricum, foarte bine miroase și nu știu dacă se întâmplă chestia asta pentru că vreau eu vară. Pentru că vreau o vară, dar toate produsele de astăzi, ați văzut și voi, deși spuma aceea pentru baie era din sezonul sărbătorilor, mie mi se pare că miroase tot a vară. Sunt totuși curioasă de consistența lui, hai să scot puțin. Foarte bine miros produsele astea, ați avut dreptate. Uite, cam așa este produsul. Oh, și se simt particulele de zahăr. Și, oh, ce minunat! N-am niciun șervețel, ca de fiecare dată. O să mă șterg aici pe folia asta din plastic, oricum o vom pune pe urmă la reciclat. Așa. Acum că am și scrub pe mâini, nemaipomenit, senzațional. Bine măcar că nu e lipicios, să știți. Chiar nu e lipicios. Absolut deloc. Unde să-l mai pun și pe ăsta? Așa. Acum, am mai primit două cataloage, pe unul l-am cumpărat, pe unul l-am primit. Acesta este catalogul din campania numărul 4, nu îl vom studia acum. Ne vom uita puțin la prețurile produselor pe care vi le-am arătat astăzi. Am văzut foarte mult că apreciați atunci când vă spun prețurile. Da, mi se pare de bun simț să fac treaba asta, uneori nu prea am timp. Dar acum, uite... Acesta este catalogul din care am plasat comanda asta și hai să vă spun, pentru că am făcut și colțuri, ce să vedeți. Voiam să îmi comand balsamul acesta de buze, l-am adăugat în coș de vreo 3 ori, mi-a dat eroare site-ul pentru că am plasat de pe laptop, nu din aplicație. Și după ce am plasat comanda, mi-am dat seama că nu am pus produsul ăsta din nou în stoc, dar... O să mă uit, sper să fie în catalogul celălalt. Aici avem setul cu parfum și cremă, voler ăsta. A costat 55 de lei, iar la preț întreg costă 142 de lei. Setul cu Magic Garden. Tot setul? Sau nu e pe set? Nu. Săpunul a costat 5 lei, o să vă spun rotunjit, mă rog, 4,50 lei, gelul de duș 13 lei, crema de mâini 8 lei. Uite, aici am văzut crema aceea, Milk and Honey. Ia să vedem cât costă. Era la reducere și ar fi costat 15 lei, dar v-am zis, eu le-am primit pe amândouă cu 7 lei. Hai să mai vedem, mai caut pe aici. Uite batonul acela corector. Parcă a fost și el la o reducere ceva? Nu, n-a fost la nicio reducere. Costă 14 lei. Și aici Conjac Spongiul. A costat 17 lei. A fost la reducere, prețul lui întreg fiind de 22 de lei. Ce o avea de costă 22 de lei? Habar nu am, dar mă rog. Uite și setul acela cu Tender Care. Am uitat să vă aduc produsele lângă mine, dar... Așa arată. Sunt practic acele cutiuțe cu un balsam pe care îl poți folosi atât pe buze, pe coate, cuticule, tălpi și toate zonele acestea care sunt deshidratate. Foarte interesant. Aici avem crema de noapte din gama Optimals. A fost la reducere și a costat 30 de lei. Prețul ei întreg fiind de 58 de lei. Foarte interesante. V-am spus... reducerile acestea, dacă le urmăriți, chiar puteți să faceți un deal foarte bun. Aici avem și parfumul, uite despre acesta vă vorbeam, nu știu dacă ați văzut voi acolo foarte bine, unde e? Uite-l aici. A avut și el reducere și a fost doar 35 de lei, prețul întreg fiind 70 de lei. Avem aici și acele deodorante care au costat 10 lei fiecare, la fel, au avut reducere,
aici săpunul, da, săpunul a costat 7 lei, acela exfoliant care miroase foarte bine și mă bate gândul să cumpăr și un gel de duș pentru mine, bineînțeles. Știți că mie îmi plac foarte mult mirosurile acestea bărbătești și cred că mi s-ar potrivi, zic eu. Aici avem creioanele de ochi, dar nu văd niciun preț. A, 13 lei. Era foarte mic scris, ce să faci? Așa, deci au fost 13 lei și ele la reducere, prețul întreg fiind de 28 de lei. Setul de care v-am spus, pe care mi l-am comandat eu, doar 30 de lei, nu vine să cred. Deci chiar nu vine să cred. Eu am avut și acea reducere, repet, de consultant, dar chiar și așa, 30 de lei pentru 3 produse, ținând cont de faptul că doar mascara asta parcă e undeva la 34-35 de lei, plus că face o treabă demențială. Aici avem rujul, v-am zis eu că 38 de lei a costat, dar prețul întreg parcă era mai mult, da, 54 de lei costa rujulețul acesta. Și mai am ceva, săpunul acela pentru mâini și corp. Am de gând în viitor să mi le achiziționez pe acestea din gama Swedish Spa, am auzit, din nou, am auzit lucruri bune despre ele, despre cum miros. Și vreau să le încerc și eu. Acel săpun a costat 30 de lei. Și gata, cred. Ia să mai văd. A, crema de mâini a costat 10 lei o cremă, atâta timp cât am avut o comandă. A, nu. Dacă cumpăram una, a costat 30 de lei. Dacă cumpăram două, cum am și făcut, 10 lei fiecare. Așa, și această cremă de ochi. V-am spus de ea, doar 10 lei la comandarea oricărui produs de la paginile 102-127. Am avut produse, slavă Domnului. Prețul întreg, ia, că sunt curioasă, 35 de lei. Hai mă, că am reținut bine. Și gata, acestea au fost toate prețurile. Acestea au fost toate produsele. Îmi spuneți și voi dacă le-ați încercat, ce părere aveți despre ele, dacă vă plac, dacă nu vă plac. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și vă mulțumesc că sunteți prezente sau prezenți, că am văzut că sunt și băieți care mi urmăresc clipurile. O să urmeze clip și pentru voi, băieților, stați liniștiți, am în plan și treaba asta. Vă mulțumesc tuturor că îmi vizionați clipurile. Noi ne revedem data viitoare, habar n-am cu ce clip, dar o să vedem noi. Vă pup, pa, pa!